bradul. Falnicul Brad, care are proprietăți medicinale. El și cu Molidu ajută la vindecarea organismului uman, echilibrarea organismului uman. Astea sunt acele de brad. Se mai culeg mugurii de brad. Deci, brazii cresc 40-50 de metri înălțime, sfalnici, codrii falnici. Ceurile de pin și brad sunt ideale în cadrul problemei urinare. Cistita este combătută prin infuzie de muguri între mese. Natul brad, utilizat în farmacie, în farmacia naturii. Decoct utilizat ca loțiune pentru varice. Falnicul brad. Aneroxie și lipsa poftei de mâncare. Se bea o jumătate de pahar de sirop diluat cu apă minerală. Sirop de brad. Anemia și carențele vitaminice. La fel se combate cu siropul de brad. Siropul din muguri de brad în cură de 2 săptămâni. Falnicul brad. Crește enorm. Deci, medicament pentru organismul uman, echilibrează organismul uman, îl echilibrează energetic. Într-o pădure de molit, pin, brad, conifere, te simți extraordinar de bine. Aerul este curat, încărcat cu ioni negativi. E proaspăt aerul. Veniți în natură și folosiți tratamentele cu ajutorul din farmacia naturii, care face parte și falnicul brad. Acele se culeg iarna pentru că au proprietăți active mai concentrate de 3 ori decât vara. Deci iarna se culeg pentru că au substanțe active concentrate, deci de 3 ori mai mult. Conurile de brad, bradul ca medicament, mugurii de brad se strâng, bradul crește înalt, este ușor de identificat, conurile de brad mai au până ajung la maturitate, este încărcat și fenomenal înalt, aici păduri întregi de brazi în partea. Brazii falnici
Lemnul de brad construiesc case, dar el prezentat ca făcând parte din farmacia naturii. Conurile în parte verzi, aici o leacă mai mature și treptat să fac se coc, cum s-ar spune, conurile se maturizează. Au și căzut din el conuri de brad, așa arată. Brăduți mici de ei să fac, copaci mari, falnici. Cum s-a tăiat un brad, ia locul altul. Natura lucrează.